Ai sărit într-o altă lume? Te-ai speriat de ce ai văzut? Ești în altă lume? Te-ai speriat, nu te-ai speriat, n-ai de ales? E minunat ce se întâmplă într-o direcție sau alta. Înțelegi ce zic? Mai puțin, dacă se poate, deloc la telefon de vorbit, dar deloc, pentru că îți date peste cap toate energiile până te aclimatizezi și ancorezi. E o marșă de câțiva ani, de tine depinde, dar oricum e plus minus, până la urmă nici nu de tine depinde, da? Energiile se ancorează, se aranjează și cu ajutorul tău și fără. Cât mai puțin posibil la telefon de vorbit. Păi cu rudele, păi mă sună de la bănci, cu ratele, cu nu știu ce, aia e. Că poți să spui ceva și să superi, și să rănești omul, tu idei nu ai, tu nu ești citav, asta e, nu ești citav până ancorezi lucrurile, da? Mințile îți joacă feste și tu poți să zici cu totul altfel, tu altceva, tu crezi că ai zis nu știu ce și tu zici cu totul altceva. Te sună cu ratele, cu nu știu ce, oricum ți se lămuresc lucrurile, ești ajutat dinăuntru, din afară, cu jobul, cu ratele, cu tot, 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 da? Un pic de răbdare. Nu neapărat să răspunzi la provocări, da? Bancare și așa mai departe. Vorbit și la telefon și de lămurit data oricum nu poți să o știi când intră bănuții sau nu, pentru că tu ești sărită dintr-un spațiu în altul, dintr-o lume în altă, da? Până tu nu ești acolo. Tu poți să zici, domnule, eu lucrez la asta sau mi-au promis că intră banii. Tu n-ai cum să știi, tu ai sărit, tu ești aruncat în timp și în spațiu să-ți vindeci, să-ți sclirui ceva. Dar nu poți să bagi mâna în foc pentru nimic, da? Și de aia nu mai vorbești la telefon. Asta e, nu mai, da? Cât mai puțin posibil. Dacă nu poți și nu poți și trebuie să suni copilul, părinții sau eu știu pe cine, asta e, dar să știi că nu întotdeauna spui pe gură ce gândești. Acolo sunt energiile date peste cap. Și e normal, da? E normal. Și omul de aia, din familie, unii sunt supărați sau nu înțeleg ce li se întâmplă și de ce cineva se comportă într-un fel sau altul. Băncile date peste cap, curatele și așa mai departe. Iarăși, la fel, lumea se ancorează. Puțintică răbdare, totul merge cum trebuie să fie, toate proiecțiile se dizolvă într-un fel sau altul, da? Totul a început, se lucrează la, da? Cum e cuvântul, Doamne, că-mi scapă, subtil și așa. Se lucrează, se întâmplă lucrurile cum trebuie să fie, ai încredere în miracolul care se întâmplă, n-ai nicio treabă, nicio treabă cu tot ce se întâmplă în jur. Tu atât, chiar dacă sunt date energiile peste cap, experiență personală, idei nu am ce s-a întâmplat când am plecat de la job, când am plecat din familie, când am divorțat, când am plecat din oraș, din țară și așa mai departe. Nu știi ce s-a întâmplat, dar tu, cât de cât partea aia care în energiile astea date peste cap, e o luminiță acolo în tine care te ghidează și te comporți într-un fel. Adică cât mai, da, adunat, adunată și cât de cât mai, cât de mult puțin posibil să-ți vezi de treaba ta. Cam asta e, cam asta e acum și ai grijă de tine. Ai grijă de tine.